Anul 2024 este dedicat eroului națiunii române Avram Iancu, iar din dorința de a marca așa cum se cuvine cei 200 de ani de la nașterea Crăișorului, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au organizat un marș la care s-au alăturat mii de români veniți la Țebea. Trăiască-l! Trăiască și florească-l! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască-l! Trăiască-l! Trăiască și florească! Moldova, Ardealul și țara românească! Mulțumesc fiecare om dintre voi că ați plecat din județele voastre, că în fiecare an ați plecat din sânul familiei, ați plecat de la treburile voastre pentru a fi aici și pentru a-l cinsti pe Crăișorul munților. Ce avem noi aici este inestimabil, e mai scump ca aurul, e mai scump ca orice, este dragoste de țară, dragoste de înaintași, este identitate românească, fie numai pentru atât și eu consider că ne-am îndeplinit un obiectiv, ne-am îndeplinit o misiune. Mulțumesc din suflet! Aduceți copiile, părinții și frații, apoi să mergem la război. Înainte! Înainte să mergem la război, o tarele trebuie să-l zbobim, să trecem armanul, ne trebuie armanul. Trăiască doar!